Șeful Comisiei de Culturi s-a dezgâneuit la adresa Nurii Nicolai, după ce a fost solicitat demisia. Doamna a fost procuror comunist. Europarlamentarul Norica Nicolae a spus, sunte, ce presubliniere din Telecomisiei de Cultură, deputatul PNL Gingel Tirbu, a acționat în maniera unui comisar sovietic când a chemat directorul interimar al TVR în fața comisiei, după difuzarea unui interviu cu Ghic. Reacția liberalului nu a întârziat să apar, acesta lansând o serie de atacuri la adresa europarlamentarului. Astăzi, aflu cu stupoare, de la jurnal subliniere T din Olt, ce o doamnă fost procuror comunist, îmi cere demisia pentru ce am îndrăznit să o invit la subliniere din ca Comisiei de Culturi din Camera Deputaților pe doamna director general interimar al TVR. Doamna fost procuror comunist, Norica Nicolai, responsabilitatea funcției pe care o dețin, aceea de presubliniere din pe al Comisiei de Culturi din Camera Deputaților, mă oblig să solicit, în numele cecenilor și al unei instituții a statului român, cum se poate ca din banii noștri subliniere tri, ai tuturor plătitorilor de taxe și impozite din cara asta, un inculpat pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare de către instituțiile statului, este difuzat în prime time de televiziunea națională, instituția aceluia sublinierei stat care plătește subliniere te banii grei pentru aducerea acestuia în cadru. Nu vi se pare, doamna fost procuror comunist, virgulă Norica Nicolai, ce aceste două chestiuni se bat cap în cap? Sau dumneavoastră sunteți obi subliniere numit să priviți lucrurile dintr-un singur punct de vedere? Doamna fost procuror comunist, pe logica dumneavoastră, de ce nu solicitați colegilor dumneavoastră de partid și de coaliție guvernamentală să suplimenteze bugetul statului pentru ca televiziunea publică să deschidă studiuri în Costa Rica, Madagascar, Serbia, sublinierei alte destinații preferate de toți cei certați cu justiția din România ca să se poată exprima liber și acest subliniere tia. Dumneavoastră confundați dreptul la libera exprimare cu mediatizarea pe postul public de televiziune a unui cea în care a încălcat legile statului român, care denigrează în continuare instituții ale statului român, sublinierei care, prin dreptul la libera exprimare pe care îl clamați dumneavoastră, a devenit o victimă. Dar dumneavoastră sunteți obi subliniere numit, doamnă fost procuror, se transformați cu maxima lejeritate calitatea de inculpat în cea de nevinovat, sublinierei aceea de nevinovat în cea de inculpat. Constat ce toți inculpați și penalii din cara asta au numai drepturi, iar noi, cecenii cinstici, avem numai obligații. E drepta sublinierea, doamna procuror. Este o întrebare retorică. Nu doresc un răspuns de la dumneavoastră. Se judece cecenii care muncesc cinstit în cara asta și cărora, guvernul pe care îl reprezentați, tocmai le pregte subliniere pe marirea taxele și impozitelor. Chiar credeți ce toți oamenii din județul acesta, cărora le vindeci teme false pentru ce nu aveți nimic de spus, nu înțeleg scopul vizitei dumneavoastră în Olt?
venici doar din 5 în 5 ani când se apropie alegerile europarlamentare. În rest nu v-am văzut preocupat de problemele din Olt, de drumuri, de canalizare, de autostrăzile promise de colegii de vese de coaliție, de subliniere bolii, de spitale. Aveți neobrizarea să vă declarați apretoarea principiilor liberale, în timp ce nu mai subliniere tici numărul partidelor pe la care v-ați mutat în funcție de propriul interes. Cum se numește genul sta de persoane, liberal sau trasei subliniere ti? Nici întrebarea asta nu are nevoie de răspunsul dumneavoastră pentru ce deja îl cunoaște subliniere tem cu tocii. Dar următoarea da, în ce stat european ați văzut dumneavoastră persoane urmărite internațional promovate pe postul public de televiziune? Ce tot sunteți europarlamentar sublinierei, din câte se vede, vreți cu ardoare să mai fiți, este mesajul lui Gigi Dibu, transmis printr-un comunicat de presă.